Într-o zi de vară în Kiev, Ucraina, un bărbat a declarat că a văzut un OZN în timp ce făcea fotografii, iar când și-a întors privirea la aparatul foto, nimic din jurul său nu îi părea familiar. În cartea de identitate a bărbatului se menționa că s-a născut în 1932, dar acest lucru nu putea fi adevărat deoarece avea în jur de 20 de ani, iar anul era 2006. Aceasta a fost o noutate pentru bărbat, care a susținut că locuia în 1958, când a văzut OZN-ul. Așa începe povestea lui Sergei Ponomarenko, care ar putea avea cel mai bine documentat caz de călătorie în timp din istoria omenirii. Experții l-au intervievat pe Ponomarenko, dar nu au putut găsi nicio breșă în povestea sa. Iar poliția chiar a dat de urma femeii cu care era logodit, care avea 70 de ani, când se presupune că bărbatul a călătorit în timp. În ciuda dovezilor abundente, veridicitatea afirmațiilor lui Ponomarenko este discutabilă, la fel ca și întrebarea dacă a fost sau nu a fost vreodată o persoană reală. Așadar, iată povestea incredibilă a lui Ponomarenko precum și afirmațiile conform cărora povestea sa nu este altceva decât o legendă urbană. Descoperirea lui Ponomarenko La 23 aprilie 2006, un tânăr ar fi fost găsit dezorientat pe străzile din Kiev. Acesta era îmbrăcat în haine care păreau mai degrabă din anii 50 decât din 2006, iar la gât avea atârnat un aparat foto de epocă, când a cerut poliției indicații, bărbatul s-a identificat ca fiind Sergei Ponomarenko. Acesta a afirmat că are 25 de ani și că este din Kiev, dar nu știa unde se află. Când polițiștii au cerut să vadă actele de identitate ale lui Ponomarenko, au fost șocați de ceea ce au văzut. El le-a dat un act de identitate din Uniunea Sovietică, care s-a dizolvat în 1991. Cu toate acestea, poza lui Ponomarenko din actul de identitate arată exact ca bărbatul care se afla în fața lor. Chiar mai ciudat, cartea de identitate părea să fie din anii 1950, iar anul nașterii lui Ponomarenko era trecut ca fiind 1932. Când acesta a cerut indicații pentru a ajunge la locuința sa polițiștii nu auziseră niciodată de strada sau adresa respectivă. După cum s-a dovedit în locul unde se afla casa lui Ponomarenko cu 50 de ani înainte, se afla acum o groapă de gunoi. Autoritățile l-au dus pe Ponomarenko la un centru de psihiatrie. Când poliția l-a întrebat pe Ponomarenko în ce an credea că este acesta a răspuns că este 1958 ceea ce avea sens având în vedere că anul nașterii sale ar fi fost 1932 și că el susținea că are 25-26 de ani. Este de înțeles că poliția nu a crezut povestea lui Ponomarenko și l-a trimis la un spital local, unde a putut primi îngrijiri psihiatrice, Odată ajuns la spital, Ponomarenko s-a întâlnit cu psihologul Parlo Kutrikov, care a fost însărcinat cu evaluarea sănătății mentale a lui Ponomarenko. În timp ce tânărul își spunea povestea, doctorul Kutrikov se pare că a crezut că Ponomarenko spunea adevărul atunci când a afirmat că într-un minut era în 1958 și în următorul era în 2006. În timpul evaluării, doctorul Kutrikov nu a putut să nu remarce aparatul foto al lui Ponomarenko, un Yashima Flex care nu mai fusese fabricat de zeci de ani. Chiar și așa, aparatul era în stare perfectă, în ciuda faptului că fusese fabricat în anii 1950. Un expert a fost chemat pentru a developa filmul de pe aparat, după ce a auzit povestea lui Ponomarenko, doctor Kutrikov a contactat un expert în fotografie pe nume Vadim Posner pentru a veni și a developa filmul. Atât Posner, cât și doctor Kutrikov au fost surprins să constate că fotografiile pe care Ponomarenko le ar fi făcut el însuși arătau Kievul din anii 1950 existau chiar fotografii ale unor clădiri care fuseseră demolate cu zeci de ani înainte de asemenea pe rola de film se aflau fotografii cu Ponomarenko și cu o tânără femeie despre care el a spus că era logodnica sa se pare că Ponomarenko arăta exact la fel în fotografie ca și în realitate și purta chiar aceleași haine după o examinare atentă a fotografiilor, Posner nu a putut găsi nicio dovadă de falsificare. Dr. Kutrikov a rămas cu sarcina de a determina cum a ajuns un bărbat din 1958 în 2006, fără să-și amintească cum s-a întâmplat. Ultima fotografie a dezvăluit ceea ce părea a fi un OZN pe cer. În timp ce Posner și dr. Kutrikov examinau fotografiile, Ponomarenko a descris evenimentele care au dus la alunecarea sa în timp. El a spus, era ziua și am vrut să mă plim prin oraș. Mi-am luat aparatul de fotografiat, dar când am ieșit din casă, am văzut un obiect ciudat care avea o formă de clopot. Era foarte ciudat și zbura într-un mod ciudat. Este greu de explicat ce am văzut, ar fi mai bine să vă uitați la fotografiile din aparatul meu. Atât Posner cât și doctor Kutrikov au fost nedumeriți de natura obiectului în formă de clopot. Dar doctorul a început să se întrebe dacă Ponomarenko a fost într-adevăr martor la un OZN care a zburat deasupra Chievului anilor 1950. Ponomarenko le-a spus celor doi bărbați acum sunteți convinși că spun adevărul. Deocamdată nu înțeleg ce este acest obiect și cum de mi s-a întâmplat așa ceva în același moment în care am făcut poza și am coborât să mă uit la aparatul de fotografiat și cumva am apărut în acest an. Dr. Kutrikov a teoretizat că Ponomarenko ar fi călătorit în timp. După ce a auzit povestea lui Ponomarenko și a văzut fotografia obiectului în formă de clopot care plutea deasupra Chievului, doctor Kutrikov a emis ipoteza că obiectul de pe cer era un OZN și că extraterestrii l-au răpit pe Ponomarenko. Kutrikov a crezut că este posibil ca pacientul să fi călătorit în timp din 1958 până în 2006 ca urmare a răpirii extraterestre medicul și-a bazat această idee pe teoria relativității a lui Einstein. Einstein însuși credea că este posibilă călătoria în timp, iar doctorul Kutrikov s-a întrebat dacă Ponomarenko a fost răpit, dus într-o altă galaxie cu viteza luminii, apoi s-a întors doar că la momentul nepotrivit. Se pare că doctor Kutrikov a explicat experiența ca fiind dilatarea timpului, cu alte cuvinte, ceea ce pentru Ponomarenko au părut secunde ar fi putut fi decenii. Doctorul a bazat această teorie și pe declarația lui Ponomarenko, care a spus că făcea o fotografie OZN-ului în Chievul anului 1958. Apoi s-a trezit într-un alt timp odată ce și-a îndepărtat privirea de la aparatul foto. Dovezile de pe camerele video. Ponomarenko a petrecut două zile la spitalul de psihiatrie, unde personalul a observat un comportament ciudat. De exemplu, o asistentă și-a amintit că Ponomarenko s-a uitat în mod repetat la telefonul ei mobil, ca și cum ar fi încercat să deducă despre ce este vorba. Pentru a preveni o eventuală evadare, autoritățile au amplasat camere de luat vederi pe holul din fața camerei sale iar acesta a fost supravegheat aproape în permanență de poliție și de personalul spitalului. În ciuda acestor eforturi de securitate, personalul a găsit camera lui Ponomarenko complet goală la 25 aprilie 2006, în aceea zi în care Posner a examinat filmul de pe camera Yashima Flex. Nimeni nu l-a văzut pe Ponomarenko părăsind din cinta iar imaginile de pe camerele de supraveghere îl arătau doar intrând în cameră, fără a o părăsi. Aceasta a fost ultima dată în 2006 când Sergei Ponomarenko a fost văzut vreodată, iar poliția a deschis imediat o anchetă. Poliția a dat de urma logodnicei sale. În urma dispariției lui Ponomarenko din spital, poliția a deschis o anchetă pentru a stabili adevărata identitatea acestuia. Ei știau că el avea o logotnică pe nume Valentina Curiș, care apărea în fotografiile developate de pe aparatul foto. După cum s-a dovedit, o femeie în vârstă de 74 de ani pe nume Valentina Curiș locuia în Kiev și a susținut că a fost logodită cu un anume Sergei Ponomarenko în anii 1950. Curiș a declarat poliției că Serghei a dispărut timp de trei zile în anii 1950 înainte de a se întoarce la ea. Potrivit lui Curiș, acesta a dispărut din nou în anii 1970, dar nu s-a mai întors niciodată. Pentru a-și susține povestea, femeia a arătat autorităților chiar și fotografii ale lui Ponomarenko și ale ei din anii 1950, care se potrivesc cu fotografiile făcute de Ponomarenko în ziua în care ar fi călătorit în timp. Curiș a mai spus că, deși Ponomarenko nu s-a mai întors niciodată după ce a dispărut în anii 70, acesta i-a trimis o fotografie din viitor. O fotografie pe care Ponomarenko ar fi făcut-o în 2050 a ridicat unele întrebări. Poate că cea mai convingătoare dovadă pe care Valentina Curiș a arătat-o poliției a fost o fotografie cu Ponomarenko în fața orizontului Chievului. Spre deosebire de fotografiile făcute în anii 1950, această fotografie îl arăta pe el mai în vârstă, iar linia orizontului din Kiev prezenta o serie de zgârie nori care nu existau în 2006 și nici măcar astăzi. De fapt, fotografia era datată 2050 și includea un bilet scris de mână pe spate care spunea dragă Valentina, totul este bine pentru mine, voi încerca să mă întorc când voi putea, al tău, Serghei. Deși fotografia din 2050 de la Kiev ar putea părea o dovadă incontestabilă a călătoriei în timp, experții în fotografie susțin că este o fraudă. La o examinare mai atentă, se pare că zgârie norii din fotografie au fost photoshopați, în plus, unul din zgârie nori pare a fi Empire State Building din New York. În 2023, un YouTuber a prezentat dovezi că povestea ar putea fi o farsă. În 2023, YouTuberul Joe Scott a dezmințit o mare parte din povestea lui Sergei Ponomarenko, ceea ce i-a determinat pe mulți să se întrebe dacă vreo parte a poveștii este adevărată. Pentru început, Scott nu a putut găsi nicio dovadă că Sergei Ponomarenko, Valentina Căriș, Vadim Posner sau doctorul Kutrikov au existat vreodată. Scott a remarcat de asemenea că nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu fotografiile originale făcute de Ponomarenko, inclusiv cu fotografia orizontului Chievului din 2050, Fotografiile folosite în prezent ca probe provin toate dintr-o emisiune de televiziune ucrainiană din 2012 numită Aliens. În plus, imaginile de pe camerele de supraveghere ale spitalului au făcut de asemenea parte din emisiune și au fost prezentate de actori. Emisiunea TV Aliens conținea de asemenea următoarea clauză de renunțare, Serialul Aliens își propune să redea scene cu subiecte controversate. Orice teorie și ipoteză propusă nu poate fi considerată corectă, fiind necesare cercetări științifice suplimentare. Toate restaurările de scene se bazează pe declarațiile martorilor. Nu există dovezi concludente care să demonstreze existența extraterestrilor. Opinia dumneavoastră pe această temă vă aparține, închid citatul. În ceea ce privește filmul folosit de Ponomarenko, acesta a fost de fapt scos din uz în 1990 și nu în 1970, ceea ce înseamnă că ar fi posibil să se găsească o rolă în stare ca nouă în 2006. Voi ce părere aveți? Este povestea lui Ponomarenko reală sau este doar o farsă, o legendă urbană?